M-am născut acum multă vreme, într-o peșteră înghețată, pe insula înconjurată de sloiuri și de noaptea polară care ține o jumătate de an. Primele săptămâni de viață le-am petrecut dormind, cuibărit în blana caldă a mamei. Uneori, însă, mă trezeam singur și speriat. Ea nu era acolo. Dar când se întorcea mama, aducând cu ea căldură și lapte, eram cel mai fericit pui din lume. După 5 săptămâni, am deschis ochii. Dar tot ce vedeam era întuneric, și în peșteră și afară. Cel de afară era înspăimântător. Era negru, negru și presărat cu puncte mici și strălucitoare. O singură dată am văzut lumină, o flacără mare pâlpâind pe cer, un curcubeu cu multe culori întins de-a latul cerului. Era aurora boreală care făcea gheața și oceanul să sclipească în toate culorile. Dar pe mine m-a speriat foarte tare. Am urlat de frică și lumina s-a stins. Poate i-a fost și ei la fel de frică de mine. Mai târziu, mama m-a luat cu ea să mă învețe vânătoare. Mă punea să aștept la distanță și să mă uit la ea cum pândește lângă apă să apară un pește sau o focă. N-aveam prea multă răbdare. Oricum, din toată povestea, cu mâncatul nu mă interesa decât laptele. La întoarcere, mama mă împingea întotdeauna să merg în fața ei. Ea rămânea câțiva pași în urmă, să mă păzească. Mă obișnuisem cu întunericul și credeam că așa arată lumea tot timpul. Mama însă începuse să aștepte tot mai nerăbdătoare și nu știam ce anume așteaptă. Abia după alte câteva somnuri am înțeles. Departe, la marginea apei, cerul își schimba culoarea. O vreme a fost albastru, apoi s-a făcut tot mai roșu. Și apoi ceva mare, rotund și foarte roșu s-a ridicat din apă. Aproape de polul nord, soarele se vede mai mare decât oriunde în altă parte și timp de o jumătate de an nu apune niciodată. La lumina zilei polare totul arată altfel. Zăpada și gheața strălucesc, malurile de gheață se rup cu zgomot mare și insule plutitoare pornesc pe apă. Noi, urșii polari, le folosim ca să mergem la plimbare și iată-mă plecat cu mama în călătorie. Și poți vedea o mulțime de lucruri noi și ciudate. Asta, de exemplu, e o ursă. Uite ce colți mari are. Oare o ajută la cățărat pe gheață? Ei, ia uite, asta nu e gheață? Nici albă nu e, nici rece. Oare ce-o fi? E verde și moale. Sau e roșie și mirositoare. Mama spune că o să rămânem aici toată ziua. Toată ziua polară, adică o jumătate de an.